Văd că aveți foarte multe fete care pictează, lucrați foarte mult cu copii în această perioadă și am înțeles că urmează să aveți și o expoziție. Despre ce este vorba? Parte din acești tineri pe care dumneavoastră vedeți fac parte deja din Uniunea Artiștilor Plastici, iar pe data de 15 mai, mai bine zis din 15 până în 25, va fi o expoziție la Centrul Județean de Cultură cu sprijinul Centrului de Cultură, Centrul de Cultură al orașului Șineu, Primăria orașului Șineu, și acolo vor fi alături de mari și cunoscuți artiști, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. Deci avem în total 20 de membri din UAP, sucursala Șineu Silvanei, a cărui președinte sunt de o lună și jumătate. Ce le pregătiți șineoanilor acum înainte de Paști? Va fi o surpriză, zic eu, plăcută. Expoziția va fi tematică și se va numi Calea Crucii. Cele 14 ipostaze în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos este chinuit, este răstignit și o dedic cu drag tuturor creștinilor, tuturor șineoanilor, și va avea loc la Biserica Catolică din orașul nostru. Mai multe detalii privind ora, data, o să vă comunic la momentul potrivit. Proiecte de viitor, ținând cont că lucrați cu foarte mulți copii? Proiecte de viitor, după expoziția de la Zalău, urmează Beiuș, Sibiu, Brașov, Tulcea și așa mai departe. Într-un cuvânt, cam peste tot unde avem noi sucursale. Bine, urmează ca toată lumea să etaleze maestria în artă. O să începem de aici, de la Șineu Silvaniei. Pe urmă, hai să ne concurăm și cu alții din alte județe, dar totul la timpul potrivit. O să fie și ei în vacanță și atunci o să aibă mai mult timp. Acum au foarte multe examene, examene de BAC, trec din clasa 8-a intra 9-a și timpul este cam scurt. Lucrări sunt, dar nu vreau să le încarc agenda mai tare, să le distrag atenția, pentru că totuși învățătura este principală și viitorul constant asta. Dați-mi voie să vă strâng mâna și să vă felicit pentru mulțumesc tot ceea ce faceți cu acești copii minunați. Felicitări! Mulțumesc, vă mai aștept pe la noi! Cu mare drag!